Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou live stream. Bună seara, bună seara. Un live stream de seară, tura aceasta, cu o temă nouă, o nouă idee. Sper să vă placă la maxim. Stați imediat să pun aici web-ul. Salutare, bine v-am găsit. Avem aici mărci cu Rainbow Cold Pierce. Suntem pregătiți să facem o aventură fix pentru Rainbow Cold Pierce. O să supraviețuiesc pe o insulă, oameni buni. Exact. Pe o insulă, pe Minecraft Hardcore. Și insula aia, ați văzut-o deja la început. Are câțiva copaci, sand și cam atât. Cred că are și două animale. Am văzut și două animale. Deci asta e bine. E promising. E perfect, oameni buni. Bine v-am găsit la un nou live stream. Sunteți pregătiți? Sper că sunteți. Mihai, salut! Bine ai venit pe live stream. Salutare, salutare! Salutare, Darius! Salutare, Mario! John! Raisa! Darius, din nou! Ionel! Larisa, din nou! Bă, dar de ce nu sunteți așa mulți cu același nume? What? Salutare tuturor! Sper că melodiile sunt bune și să începem aventura. Nu știu care e ideea, vreau să fac o serie doar pentru live-uri, asta cu Minecraft Hardcore, vreau să fie doar pentru live-uri și sper să iasă ceva mișto. Mi-a schimbat și asta webcam-ul puțin. Ia uitați-vă. Acum arată puțin mai bine, așa puțin mai fresh. Voi ce ziceți? Voi să-mi ziceți dacă vă place sau nu. Eu mai fac modificări cu melodia. Să vedem dacă se aude ok. Momentan cred că se aude ok. Mr. Skyner, bine ai venit, salutare, salutare. Salutare Lydia, salutare Irimia. Salutare tuturor. Sunteți pregătiți, oameni buni? Roblox, cum pot să joc cu tine? Nu prea ai cum să joci cu mine. Doar când mai anunț eu pe comunitate că fac un videoclip pe un server sau ceva de genul. Dar în rest nu prea mă joc cu abonații. De unde ți-a venit ideea? Bă, dar ideea asta cu Survival Island este din... de când mă știu eu, de când joc eu Minecraft. Adică e de foarte, foarte mult timp. Noroc, oameni buni, suc de mere. Desperados ca pe vremuri. Oameni buni, hai să vedem ce găsim pe această insulă. Sunt foarte curios. Sper că sunteți și voi. Luați-vă ceva de băut, ceva de mâncat. Și hai să începem... Sper să supraviețuiesc. Sincer, am emoții acum. Am puține emoții, dar am încredere în mine. Și sunteți aici cu mine și cred că o să fie bine. Bun, hai să vedem. Deci, Rainbow Cold Pierce, salutare, eu sunt, bine v-am găsit. Avem oi în spate. Din fericire avem oi. Am să folosesc freecam modul ca să vă arăt că aceasta este insula unde o să supraviețuim. Nu mai este nimic în jurul nostru, nu mai este nici... Sau poate este dacă mergem foarte mult timp, dar eu plănuiesc să stau aici. Eu vreau să văd dacă pot să supraviețuiesc pe această insulă. Asta este planul meu. Și I am excited. Lăsați-vă puțin să dau asta așa. Să-mi ziceți dacă muzica e ok. Salutare, Dede, bine ai venit. Remboca aici cu noi. Ne dai seed-ul. Oh, ok, bine băieți, cred că pot să scriu seed. Da. Acesta este seed-ul, dați stop la stream și puteți să-l luați. Salut, eu mănânc. Poftă mare să aveți, oameni buni, cine mănâncă. Ești cel mai tare, mulțumesc foarte frumos, Emanuel, apreciez. Bun, am tăiat și primul copac pe această insulă. Faza e că n-am mai vrut să fac acum live cu Ultra Hardcore, pentru că vă dădeam spoilere. Și am zis că vreau să fac altceva. Vreau să... Știu că am făcut eu un live stream acum mult timp, destul de mult timp. Făcusem așa, am supraviețuit în ocean 10 zile sau ceva de gen, nu știu, un live stream întreg am stat în ocean. Și a fost un challenge gen, am făcut un challenge pe live stream. Și live stream-ul ăla a mers foarte bine și am zis că hai să încerc tura aceasta să fac... Încă un challenge pe live stream. Și dacă merge bine, facem și partea a doua și partea a treia sau până când mor pe insula asta. Dar sper să vă placă. Unde e seria de Bedrock? Cred că m-am răzgândit, nu o să mai facem, ca să vă spun sincer. Da, sper să nu vă supărați pe mine. Poate o să mai fac, dar mai încolo. Momentan
nu mai am chef, sincer să vă zic. Bun, așa, ne-am făcut un pic de piatră, that's amazing, facem progres. Facem progres, ceea ce este absolut perfect. O să vreau o sabie. O să vreau o sabie, oameni buni, pentru că nu se știe niciodată când ai nevoie de o sabie. O să fac tot asta așa. Nu prea îmi plac melodiile, imediat le schimb. Ce bine că acum nu mai este stresul ăla, oameni buni. Nu mai este stresul ăla că vai că mor, că nu știu ce, ca pe ultra hardcore. Pot să schimb melodiile chill, fără să dea eroare stream-ul. Oh my god, mă simt bine. Mă simt bine să fac live-uri de genul ăsta. Oameni buni, nu uitați să lăsați un like. Nu uitați să lăsați un like, lăsați-mă să mănânc un pretzel. Când mai postez Captive Minecraft? Săptămâna viitoare. Am să las seed-ul în descriere la finalul live-ului. Eu sunt fanul tău, bun. Avem acolo câteva like-uri, s-au strâns 300 de oameni, 300 de like-uri. Mie se pare cinstit, mi se pare chiar foarte cinstit. Băi, seara ce... Oh my god, oameni buni. De ce nu mi-ați zis că e seara? Oh nu, nu sunt pregătit de asta. Oh nu, nu sunt pregătit de asta deloc, nu mai pot să vorbesc cu nimeni acum. Gata. Nu putem să omorâm oaia. Oh nu, ce-am făcut? De ce am stat așa? De ce n-am apăsat SK? Why? It's okay, boys. Uitați să lăsați un like ca să... Lăsați un like dacă vreți să supraviețuiesc. Nu pot să omor niciun animal. Mă înțelegeți că nu pot să omor niciun animal pentru că am nevoie de toate animalele. Am să intru într-o mină. Îmi fac o mină. Dar mai tai un copac înainte. Repede. Tăiem cu F5 ca să vedem mai bine. Mamă, dar ce melodie dramatică avem și noi pe fundal. Nu știu dacă auziți. Cei care n-ascultați la căști, cu siguranță n-auziți. Bă, eu mă bag. Mă bag aici, îmi fac un hobbit hole. Clasic. Clasic colpiresc. Știu că nu vedeți. Aveți puțină răbdare. Știu că nu vedeți, că nici eu nu prea văd. Bine, n-am nici brightness-ul la maxim. Ok, clasic. Clasicul pier. Nu știu, nu-mi place brightness-ul la maxim. Lăsați-mă puțin să fac un furnace. Așa, și băgăm și niște charcoal, my friend. Din câteva bețe, cred că facem și noi un charcoal, nu? Cu animale. Ce cu animale? Ce zice lumea aici? Colpir, căscatul... Stătea să mănânce... da. Dar n-am fost atent, am crezut că am dat escape, man. That's it. Ok, nu-i problemă, credeți că mi-e frică, parcă e mai challenging așa, mie îmi place mai tare așa că o deveni mai greu deodată, că o veni seara peste mine. Mie chiar îmi place așa, mă simt mai bine, am trecut direct la acțiune, direct în mină, luăm niște fier. Hai să vă învăț câteva tehnici de supraviețuire în caz de nu știți. Că probabil nu știți mulți dintre voi, dar vă învăț eu, Rainbow Colpir. Eu știu tehnici de supraviețuire în Minecraft. Huhu, cel mai bine știu. Uite, am găsit cupru, wow, vedeți? Așa de bun sunt. Da, deci tehnica numărul 1. Du-te, caută fier, fă-ți un scut. Ți-ai făcut scut, deja ești mult, mult mai safe. Așa că asta o să facem și noi. Și de ce joc eu Minecraft Survival Island, poate vă întrebați. Ce versiune este 1.20? Este 1.20.1. Da. La mine nu se vede bine. Cum nu se vede bine? Bă, dă-i și tu un refresh, dă-i ceva, nu știu. Da. Deci scutul te protejează super bine și poți să supraviețuiești mult mai mult. Și asta o să facem prima dată, pentru că nu vreau să mor din prima. Și așa că sunt fericit că nu m-a atacat niciun monstru. Asta a fost surprinzător chiar. O să apăs escape tura aceasta ca să schimb melodia. Da? Am învățat să apăs escape. Ia, mamă, ce melodie intră? Care este seed-ul? Seed-ul l-am dat acum 2 secunde înainte. Dacă dai puțin live înapoi, o să vezi seed-ul. Ia, bă, ce melodie să mai punem, băieți? Asta e prea de... Ia. Asta e bună. Să zicem. E de... cum se numește, bă? Suspans, exact.
Aici e puțin suspans. Cine a văzut topul cu 15 creeper, oameni buni? Să zic acum în comentarii. Mi-ai făcut ziua mai bună că n-ai început live-ul. Oh, mă bucur să aud asta, mă bucur. Numai că eu nu știu ce melodii să pun, oameni buni. Da, pare că e ok asta. Bă, dar nu dau de fier. Vreau și eu niște fier. Jesus Christ. Just a normal channel, zice, singurul YouTuber de la care am luat merch ești tu. Thank you so much, man. Apreciez foarte mult, apreciez. Apreciez susținerea. Ați văzut topul? V-a plăcut topul cu 15 creeper? Care a fost creeperul vostru preferat? Asta am uitat să pun. Am uitat să pun întrebarea asta în episod. What a stupid man, sometimes. Ok, bun, avem aici iron din fericire. E perfect. Bă, deci din live-ul ăsta o să învățați cum să supraviețuiți pe o insulă abandonată, oameni buni. Deci live-ul ăsta o să fie cel mai bun tutorial pentru a supraviețui. Merge și în realitate după. Da, exact, nu doar în joc. Nu doar în joc. Eu am văzut topul, mă bucur, mă bucur. Mă bucur foarte mult că ați văzut topul. A fost un top mișto. O să mai revin cu topuri, oameni buni. Vreau să mai fac topuri pentru că îmi este dor, n-am mai făcut de mult și cred că pot să le fac acum de 1000 de ori mai bune. Bun, o să lăsăm aici niște fier la făcut, n-am găsit deloc căul, din păcate, așa că, aia, ce-am ratat? N-ai ratat nimic, de abia am început aventura. Suntem pe insula asta. Era să trișez, îmi cer scuze. Așa, bun. Era să trișez, oameni buni, era să mă uit așa prin mină să văd, dar nu o să fac asta. Uitați-vă, aceasta este insula, avem aici un schelet, avem creeper. Bine, practic trișez puțin că folosesc ăsta, dar e ok. Eu sunt aici, de fapt. Bun, fiți atenți. În momentul de față o să ne facem un scut. Deja suntem mult, mult mai pregătiți să facem orice. Mergem așa, psăm, pam! Ne protejăm de creeper, de scheleți, de whatever. Bine că nu suntem pe ultra hardcore, suntem pe hardcore. Da? Nu pe ultra hardcore. Vreau pe hardcore. Și da, voiam să vă spun o chestie, dar lăsați-mă puțin că s-ar putea să fie un schelet aici. Oh, uite-l. Hai să-l omorăm. E ok. Totul e în regulă. Bun, perfect. Iau. Op, era să cad. 3 lână, oameni buni, este absolut perfect. Putem să ne facem patul și să trecem de această noapte intens. Mamă, melodia asta a intrat perfect. A intrat perfect, ce pot să zic. Bun. Noapte bună. Noapte bună, oameni buni. Dați like, zice Denis. Ascultați-l pe Denis. Bun. Și am supraviețuit prima noapte pe această insulă abandonată. Hai să colectăm. O, de ce este un witch acolo? Well, asta e impresionant. Ce bea witch-ul ăla? Stai că... Oh, nu, mi-a dat cu slowness. Păi, witch-ule. Bă, dă cu poison. E nebună. Cum o bat eu pe asta? Oameni buni, ziceți și mie cum bat vrăjitoarea, că nu știu. Băi, eu îi dau. Cred că îi fac o schemă aici. Mi-a dat cu poison și eu n-am mâncare. Dă-i colpir. Ok, Rainbow colpir. Băi, deja pentru prima zi pe insula aceasta e rău. Trebuie să mă focusez să îmi fac rost de mâncare repede, oameni buni. Nu se poate așa ceva. Mulțumesc, Andrei, pentru subscribe. Bă, nu vreau să mor. Nu vreau să mor așa. De-abia am început live-ul. Vreau să supraviețuiesc măcar 10 ore. Ai grijă, zice Roblox. Mulțumesc, o să am. Puternic. Mulțumesc. Pui ceva rock. Oh, nu, e un schelet, oameni buni. Era să-mi încheie seria. Era să-mi încheie seria, omul. Nu! Lasă-mă! Așa, bun, gata, am scăpat. Holy schnitzel. Trebuie să mâncăm niște pește. Pește. Și bone meal, super. O să mulțim găinile. O să fie bine, o să fie bine. Ești YouTuberul meu preferat, mulțumesc. Mulțumesc, apreciez foarte mult. Salut, Răzvan, bine ai venit pe livestream. Aceasta o să fie o serie pentru live-uri, oameni buni. O să fie o serie mai specială în care
nu știu, în fiecare weekend o să ne jucăm asta, până când o să mor. Că este hardcore, deci avem o singură viață. Și vedem cum supraviețim. La asta mă gândesc eu, că nu mai pot să fac live stream-uri tot timpul cu ultra hardcore. Deoarece și pentru că vă dau spoilere din episod și după nu o să vă mai uitați la episod și nu vreau să faceți asta. Așa că m-am gândit să fac o chestie nouă, adică să fac o serie special pentru live-uri și sper să vă placă. Dacă vă place, dați like. Bun. Trebuie să facem ceva, oameni buni. Trebuie să facem repede. Uite, mai găsim niște mâncare. O să mâncăm, bă, mâncăm ce avem, frate, nu contează. Mâncăm ce avem. Nu ne plângem. E bun și Rotten Flash-ul. E foarte bun și Rotten Flash-ul. Fii atent. Niște fier am găsit aici. Sayonara, au devenit membru ca. Wow, Sayonara. Mulțumim, mulțumim. Adică mulțumesc. Mulțumim cui? Da, nu știu. Nu mă băgați în seama. Da, ce voiam eu să fac? Voiam să fac un charcoal ca să fac un campfire. Oh, yeah. Deci o să punem așa și așa. Și după mai punem niște bețe. Și acum o să fac un charcoal. Și o să mai trebuia să tăiem niște lemne. Putem să-l punem pe ăsta. Că nu mai am nevoie de-al. Bun. Așa. Pot să fac acum un campfire? Da, uite mă că pot să fac. Colbir, live de când? De când nu s-a mai întâmplat asta? Săptămâna trecută am făcut live, frate, cred. Dacă mi-amintesc eu bine, nu? Când mai postez Assassin Ultra Hardcore? S-a terminat seria aia de mult, frățiorul meu. De foarte mult timp s-a terminat seria aceea. Bun, oameni buni, fiți atenți. O să punem aici un campfire ca să ne vadă un avion dacă trece sau ceva, știi? O să facem aici 4 peștuci. Doamne, peștuci ăștia o să intre perfect pentru că n-am mai mâncat de mult. Uite, avem aici ouă de la găini. E foarte frumoasă insula asta. Vrei să te mint? Arată absolut genial insula asta. Trebuie să mai și replantăm la un moment dat. Bun, te rog mult, construiește și pe mapa asta. Păi eu o să construiesc, dar știi, așa, ce voiam eu să vă zic? Dar m-am luat cu alte chestii, pentru că, na. Așa e pe live stream-uri. Bun, deci eu practic am vrut să fac și Survival Island, pentru că voiam să take it slow, știi? Gen să nu mă duc nicăieri după resurse de care vreau eu sau nu știu ce. Pur și simplu vreau să stau pe insulă și să fac chestiile simplu și încet și calm și pe live stream, deci este absolut perfect. Mă gândesc că o să fie așa o serie chill de live-uri. I'm excited. So take it slow. Înțelegi ce zic? Să nu fie ca ultra hardcore, unde trebuie să fac chestii rapid, să nu pierdem timpul, aici stăm și noi mai chill. Ascultăm muzică. De asta, weird, cam hardcore. Da, bă, să schimb, bă, ce să pun? Minecraft 1.20 songs. Sayonara, au venit cu un gift. Bă, ce drăguț, Sayonara. Bă, Sayonara. Dau un membru, zice. Uite cine a primit. Elias a primit gift de la Sayonara. Ești membru, Elias. Ești membru acum. Bine ai venit în familia membrilor. Sheesh. De ce nu apare pe ecran nimic? Ar trebui să apară acușa pe ecran. Bun, nu-mi plac melodiile astea, oameni buni. Ce să facem? Ce vreți? Preferințe în chat? Nu ziceți manele. Nu ziceți manele din nou. Mai am 2 lei pe card. Vai, Sayonara, vai. Bun. Ia stai puțin. Ești încă pe hartă? Da, corect, aveți dreptate. Să că gata. Mr. Skyner, membru de 14 luni, membru ca plus, butelie în ceață. Vreau să schimb melodiile, bă. Mulțumesc, Mr. Skyner, pentru susținere, apreciez foarte mult. Acum mă joc Minecraft, zice Roblox. Bun, bun, bun. Salutare, Danir. Stai să mă gândesc la ce melodii să punem, băieți. Manele, bagă niște metal, manele. Deci sunt două tipuri de oameni în chat-ul meu. I see. Ia, băgăm ceva random. For your YouTube channel, zice aici, îmi recomandă Epidemic Sound.
Deci așa vede Epidemic Sound canalul meu. Merge așa, e veselă, da? Bine, hai, lăsăm așa puțin să ne jucăm. Bun. Mâncare? Peștucii mei? Oh, yeah, hai să mâncăm, oameni buni. Neam, 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 neam. Văd acolo o ruină de portal. Cu siguranță o să mergem și la ea. Nu scapă ruina aia de portal. Bagă jazz. O să bagă mai acușa, bagă mai multe, că o să mă plictisesc, că vă dați seama. Că așa fac eu, mă plictisesc de melodii. Dar e bine că avem muzică nelimitată pe aici, deci e bine. Bun. Hai să capturăm niște găini, ce ziceți, a? O să spargem aici puțin. Ce se întâmplă cu Ultra Hardcore 1.20? Nu se întâmplă nimica, încă muncesc la episod, așteptăm. Așteptăm să apară. Cu toții așteptăm. Hai găinuță, vină încoace. Vină încoace, că am nevoie de mâncare nelimitată, niște chicken, chicken de la KFC, nou, nou sponsor, not yet, I guess. Da, hai. Bă, unde e cealaltă găină? Man, uite-o. Sigur am pierdut-o pe cealaltă, o să fie greu. Hai. Să fie bine, o să mă fac full iron în cât timp. Mai dau un membru? Fai, dacă mai dai un membru, sayonara, îți dau moderator. Mai dau un membru, întreabă. Mr. Skyner a venit cu membership, a dat un membership cuiva, lui Georgiana Vălean. Mulțumesc foarte mult, Mr. Skyner, că oferi experiența de membership unui alt subscriber de-al meu. Thank you. Fă o fermă de mâncare, facem, bă, facem de toate, le facem de toate. Bă, ce frumos, Georgiana, să-i mulțumești. Să-i mulțumești lui Mr. Skyner. Fă o fermă de mâncare, o să facem. Dar deja am început ferma de mâncare. Da, seria cu Bedrock s-o cam dus. Nu le-am înmulțit, uite că acum le-am înmulțit. Salutare, Vasi, bine ai venit, bine ai venit. Dar moderator mie când? Păi, da. Așa-i. Bă, da, dă-te puțin. Bă, n-a venit, bă, niciunul. Dede, o dat și el un membership. Bă, deci, membrii mei dau membership la oameni. Îți prea de treabă, membrii mei. Uite, Madi a primit membership. Thank you so much, man. Bă, nu mă lăsați să mă concentrez aici. Dar vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Bun. Ce facem? Ce punem? Ce facem, ce punem? Care-i planul? Care-i planul de acțiune? Seara ne băgăm în mină, clar, da? Dar ziua trebuie să stăm la suprafață. Vreau și eu, vreau și eu. Toată lumea vrea acum membru. Bă... ăștia, membrii mei v-au dat giftul, gata, vă ajunge, ați avut noroc, bine, nu? Aia, ce să faci, domnule, asta este. Dar în caz de nu știați cum funcționează chestia asta, cum alege YouTube-ul cui să-i dea membru, este foarte simplu. Pur și simplu îl ia persoana care este cea mai activă pe canalul meu. De exemplu, dacă... stați o secundă. Dacă cine-o primit? Madi. Dacă Madi intră și dă like-uri la episoade și se uită la episoade foarte mult, ei bine, ea o primit, pentru că este foarte activă pe canal. Cam așa funcționează, din câte știu eu. Așa știam eu, dar acum na. Ui, vine noaptea. De fapt, acum mi-am dat seama că am pat, deci aș putea să dau skip la night ca să pot să-mi fac eu treburile mele. Și cred că așa e cel mai bine. Avem destul lemn. Ar trebui să mai găsim chestii. Ar trebui să mai găsim din astea, cum se numește, fier, că avem prea puțin fier. Dar în același timp mai am nevoie de foarte multă mâncare. Bun. Buzia ceva? I'm sorry. Dacă buzia ceva, stai puțin. Ce? Ia stai, bă, să-mi fac și eu patul ăsta portocaliu. Ia că tot timpul mi-l fac roșu, hai să mi-l fac și portocaliu. Crasuc Ioan Cristiano, devenim membru K+. Thank you so much, man. Apreciez foarte mult susținerea. Thank you, boys.
Thank you, thank you, thank you, thank you. Ce se întâmplă cu Survival Call of Duty? Survival Call of Duty este într-o pauză, nu voi juca Survival Call of Duty pentru că necesită foarte mult timp să filmez un episod de Survival Call of Duty și vreau să mă focusez pe alte serii ca să fiu sigur că le termin. Cum ar fi Ultra Hardcore, da? Deci aia e seria mea principală, acolo îmi dedic cel mai mult timp. So, yeah, that's it. Nu pot să mai fac Survival Call of Duty. Pur și simplu nu mai pot. Că nu am timp. Nu avem nevoie de săgeți, nu avem nevoie de asta. Bun, mil. Facem puțină curățenie, oameni buni. Începem cu curățenia. Oh, no, vine ploaia. Mă gândesc că poate ar fi o idee bună să mai mănânc pești pentru o perioadă, așa că o să mă duc să mai omor câțiva pești. Trebuie să doarmă și seria. Trebuie să doarmă puțin seria, da, adevărat. A, da, și ca să primești membru trebuie să fie și o opțiune activată atunci când intri pe live-ul meu. Probabil a apărut o... Bă, am primit poison? A, de la ăla. A apărut o opțiune acolo în chat dacă vrei să primești membru. Și da, pur și simplu trebuie să activezi acolo că vrei să primești membru. Bun. Salutare tuturor, bine ați venit pe live stream. Nu uitați să lăsați un like, aș aprecia foarte mult. Dacă ați lăsat un like ca să supraviețuiesc. Un like egal o șansă mai mare de supraviețuire pe această insulă. Singur, pe această insulă pustie. Uite campfire-ul ăla, trebuie să-mi fac prieteni. Trebuie să-mi fac prieteni aici pe insula asta pustie. Dar va trebui mai întâi să îmi fac rost de niște mâncare. Deci câțiva dușmani. Pentru moment câțiva dușmani, dar e ok. E o zi cu ploaie astăzi, ceea ce nu-i bine. Cred că o să mă duc în mină, pentru că nu-mi place când îi ploaie pe live, că se vede puțin mai pixelat și nu vreau să se vadă pixelat. Avem aici un covergel, hai să-l mănânc. Săracul Enderman se teleportează ca nebunul. Bun, deci avem ceva... Wheat. Wheat. Wheat seeds. Așa că am să plantez deja. Nu pierdem timp, oameni buni. Nu pierdem timp. Oh, uite o perlă! Mamă, dar insula asta e bântuită, eu nu înțeleg, e șocant ce se întâmplă pe insula asta. Dar e bine, e bine că am pus niște seed-uri. Ia uite că mai vine unul. Mai spargem câteva. Totul e bine. Dacă donezi 3 lei, îmi dai mod? No. Tu ai făcut cumva Ultra Hardcore 1.21, ce? Nu, n-am făcut Ultra Hardcore 1.21. Încă nu mi-am dat update la hartă. Punem 2 aici, așa. Ce facem cu perla asta? Nu facem nimic cu ea, vă dați seama. Bă, dar ce aș dormi în noaptea asta, să treacă ploaia asta. Ce plantez? Uite, niște wheat seeds aici. Avem și aceste țestoase, nu știu ce aș putea să fac cu ele, interesant. Ești George de la sală? I guess. I guess. Bun. Ne mai facem un pickaxe, oameni buni. Că mergem la săpat să vedem ce cave-uri sunt în acest această insulă. Să vedem ce cave-uri găsim. Cel puțin 3 ani, sayonara. Tu de asta ești membru? Că vrei să devii moderator? Mi-e frică să-ți dau moderator, sayonara, mi-e frică. Gata, am terminat covrigei, nu mai mănânc, promit. Mă duc. Eu mă duc. Băieți, eu mă duc. Mă duc în mină.
Avem mâncare? Ieșim blindați din mină? Nu se știe. Dar am să iau asta, da. Nu știu, bă, încerc prea des mod și nu știu, mi-e frică că vrei să faci ceva cu moderatorul. Nu știu, ești suspect. De ce nu postezi RL Craft? Pentru că s-o terminat, frățiorul meu, s-o terminat acum mult timp. Poftă bună, mulțumesc, mulțumesc. A intrat bine covrigelul ăsta cu o guriță de desperados. Colpir, pe Captive Minecraft când te duci să bați dragonul, să iei binoclul cu tine. Oh, este advancement și pentru ăla. Aiurea de tine, trebuie să respawnezi dragonul acum. Bă, nu mai avem melodii, bă. E ok, e ok, schimbăm. Punem altceva. Hai vedem, ce mai punem, avem bani. Nu asta? Merge ăsta, ce să zic. E așa chill. Bun. Bine. Nu. Mă mai gândesc, sayonara. Eram de acord pentru o secundă, dar după mi-am zis că nu. Hai să vedem ce am găsit, oameni buni, aici. Am găsit nimic. Bă, da, o bucată de căul nu găsesc, oameni buni, și sunteți nebuni. Oh, dar bine că am găsit un creeper. E preferatul meu. Nu, mie îmi place creeperul de savana, pentru că ăla... Oh, no! Era să mor. Era să mor, efectiv. Damn, brother. Ok, torța asta trebuie să o țin cu mine, că nu avem alta. Ce-i pe aici? Bă, da, nici că nu văd căul. Ok, bine. Se potrivește seria asta cu harta mea de survival, doar că eu construiesc insule. Tu construiești insule. Eu supraviețuiesc pe o insulă și o să construiesc și eu pe ea, probabil, ceva. Uite că am mai găsit niște fier. Oh, nu! Nu voiam să dau de apă. Oh, nu, nu stau aici nici să mă împuști. Eu am un talent să mor în cave-urile cu apă. Deci nu mai vreau să fac așa ceva. Colpire, te rog, fă o serie de videoclipuri cu seria asta. Nu știu, nu știu, o să mă gândesc. Dar oricum, live-urile o să rămână pe canal. Deci, da. În caz de nu apucați să stați până la capăt, nu e nicio problemă. Aveți și mâine ăsta disponibil. Și poi mâine. Poate și răs pe mine. Bun. Cum deveneam membru? Pur și simplu intri în descriere și este acolo un link către a deveni membru sau dai pe butonul de join sau alătură-te și aia este toată treaba. Observ că nu mai e la modă vreau mod, acum e moda cu vreau membru. Băi, mai șmecher membru, nu știu ce să zic. Câte o necat Dani în lac, exact, exact. De asta am zis că nu mă pricep la așa ceva. Nu, nu-mi plac cave-urile cu apă absolut deloc. Bă, dar tu ți imaginezi că eu n-am pus deloc nicio torță și se pot spauna monștri în spatele meu și să mor? V-ați gândit la asta? Că eu m-am gândit. AK47 a devenit membru ca plus! Aplauze în chat! What? Mulțumim, AK47! Colpir, atunci spamez, eu vreau mod. Dar tu... Nu, nu mai spama. Ce se întâmplă cu Piluca? Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu ce se întâmplă. Colpir, mă mai ții minte? Din păcate nu. Ultra Hardcore 6-1? Cred că s-a încheiat la 5-1, băieți și fete. S-a încheiat la 5-1 seria aia. Colpir, mă mai ții minte? Cristina, sincer, nu. Îmi pare rău. N-am cum să mă țin minte așa pe toți. De-abia îi țin minte pe moderatorii mei, ce? Glumesc. Hai cu diamante. Bă, până la diamante mai avem mult. Bă, uite, am dat de gold, dar eu nu pot să iau gold acum. Bine, aș putea să fac asta.
Eu care am avut mod la Irafael și nu am la colpir ăsta. De ce nu pescuiești? Pentru că e mai ușor să omori peștii dacă stai să te gândești. Minează cu X-ray. No, sunt ok și fără X-ray. Opa! Oameni buni, hai să facem primul... Mamă, l-am auzit pe Herobrine. Am auzit sunetul de Herobrine. Oh my god. Dar chiar, bă, trebuia să fac live când am jucat modul ăla cu Herobrine. Acolo-i? Nu e acolo. Știți modul cu Herobrine? În care am făcut trilogia aia șmecheră cu Herobrine acum ceva timp. Trebuia să o fac pe live-uri. Cred că era interesant tare pe live-uri. Pentru că așa vedeați și voi că nu fake-uiam nimic eu. Oamenii ziceau că yo, rău, că a intrat cineva, că a intrat Herobrine. No! Era un mod. Era un mod super șmecher. Dacă vă uitați în descriere, niciodată nu vă uitați în descriere. Dar dacă vă uitați în descriere, găseați acel mod. Colpir, cât timp vei ține acest live? Bă, mă gândesc până la 12 seara. Deci, dați un like dacă vreți să țin live-ul până la 12 seara. Și dacă strângem 5.000 de like-uri, chiar îl țin. Ai ceva în plan pentru live-ul ăsta? Să supraviețuiesc, Madi. Să supraviețuiesc. Vreau să supraviețuiesc și să... supraviețuiesc. Cam atâta. Nu știu, ce vreți să facem? Vreți să fac ceva anume live-ul ăsta? Băi, eu asta mă gândesc momentan să am eu o sursă de mâncare, să am niște fier, niște cou, niște treburi, că momentan zero, nada, nothing. Avem mâncare, ce-i drept, uite, putem să o mâncăm. La țancă am mâncat peștele ăsta. E bun, peștul cu stai calm. Trebuia să merg puțin, să-mi fac o barcă și să merg puțin în larg să văd mai multe chestii. Dar o să vedem asta puțin mai încolo. Eu n-am găsit nimic în descriere despre membri. Sigur este un link care zice devin un membru dacă vrei să mă susții sau ceva chestii. Faci vloguri? Rare ori. Bă, dar nu găsesc niciun cave, bă, îmi vine să trișez. Îmi vine să apăs F4 și să mă duc așa. Dar nu găsim niciun cave. Mamă, ce colpir trișorul! Colpirul a trișat! Nu e adevărat. Nu e adevărat, n-ați văzut voi asta. Ok, bun. Văd că s-a oprit melodia. Hai să dăm altceva. M.G. S-a abonat. Mulțumesc. Bun, hai să vedem ce melodie avem aici, oameni buni. Melodii chill, I guess. Opa! Am dat peste cave, totuși. Dar e cave din ala weird. E cave din ala weird, oameni buni. Stai că nu-mi place melodia asta. No. Nu-mi plac astea. Când vine Q&A-ul? Bă, nu l-am filmat, ca să fiu sincer cu tine. Încă nu l-am filmat. Deci, o să mai dureze, am să presupun. Bun, gata. Faci și sâmbătă viitoare live? Bă, plănuiam. Asta e planul, aș vrea să fac în fiecare weekend câte un live. Că-i vineri, că-i sâmbătă, că-i duminică live. Aș vrea să fac câte un live în fiecare săptămână. So, yeah. O să, probabil și săptămâna viitoare o să fie live, da. Probabil asta se va întâmpla. Bă, dar nu găsesc coal și nu cred că voi găsi coal aici. Cred că nu voi găsi coal aici. Trebuie să mă duc sus să fac charcoal. O să tai copaci, o să plantez copaci, o să fac eu charcoal așa, ca să pun lumină, să pun torții pe aici, că o să spawneze monștri. Chiar mă mir că n-au venit monștri momentan să sară pe mine, să mă omoare. Nu uitați că suntem pe hardcore, dacă am murit asta au fost.
Faci video special pentru 300.000 subs? Planuiam să fac ăsta de cu Q&A-ul, dar cred că o să mai dureze ceva până îl fac. Dar crazy cu câți oameni noi s-au adunat în ultimul timp. Vă apreciez foarte mult, oameni. Oameni noi. Luș! Luș, mulțumesc pentru subscribe, Luș. Bun, văd acolo un zombie, dar nu mai știu de unde am venit. Mă credeți? Bă, de unde am venit, bă? Trebuie să văd niște cobblestone, cred că. Cum am ajuns aici? Come on! Pe aici oare? Știu că am pus niște cobblestone. Sunt rătăcit. Efectiv. Ok, lăsați-mă să-mi găsesc așa. Ai grijă să nu mor când erai atunci cu Itra. Aoleu, nu mă lăsați să uit de perioada aia deloc, a? Nu mă lăsați să uit de perioada aia. Bun, am mai găsit niște fier măcar. Nu găsesc cobblestone-ul ăla, că era pe aici cobblestone. Deci, efectiv, m-a rătăcit. Lăsați-mă să ies. Până am făcut scara aia? Uite scara, man! E acolo jos tocmai. Oh my gosh! Vino cu acești zombiule, că m-am enervat acum. Fac urât. Bun, gata, am găsit cobblestone. Perfect. Mă duc să-mi fac torțe, că nu mai pot. Nebunesc aici. Am făcut rost de ceva fier. E bine, poate ne facem și armură. Viața e bună, oameni buni. Numai că o să dorm aici în mină. O să dorm în mină imediat. Pentru că problema e în felul următor. Acolo e seed-ul, dacă îl vreți. Dați stop. Monștri afară. Trebuie să iardem. Până ajung eu sus, îi iardem. Colpir, de unde pot găsi seed-uri pentru Minecraft? De pe YouTube, fratele meu, scrie seed-uri. Colpir, trișorul, nu e adevărat, nu știu despre ce vorbești. Colpir, până la urmă, zi sincer, dacă fac upgrade la membru de 100 de lei, îmi dai mod? Nu, că tu vrei moderator doar pentru chestia asta. Ceea ce nu te face să fii moderator bun. De ce cred că se va întâmpla ceva ca în Captive Minecraft? Că se va întâmpla ca în Captive Minecraft? Ce se întâmplă ca în Captive Minecraft? A, cu muritul? A, nu, nicio șansă. În Captive Minecraft e teroare acolo. E altă treabă, e altă poveste. Dar uitați-vă puțin, ne-am îmbogățit, oameni buni. Avem gold foarte mult, avem redstone. Bă, suntem bine, bă. Suntem bine rău. Ia stai că punem aici ăsta. Dar da, nu avem charcoal. So that's a bummer. Dar o să punem din astea, I guess. Și mai tăiem copaci, mai plantăm copaci. Îi dăm tare. Îi dăm tare, așa și o să fie bine. Colpir, mai faci tutoriale de survival 1.21? Bă, momentan nu, dar survival hardcore, de fapt, face Dani. Dacă vreți să vă uitați la Dani BH, el face ceva, un ghid pentru Minecraft hardcore acum. Dar eu nu plănuiesc să fac momentan niciun ghid. Dar la un moment dat o să fac, probabil, o să mai fac și eu. Dar momentan am alte planuri. Am alte planuri, oameni buni. Planuri mai grele. Bun. Trebuie să mai înmulțim aceste găinuțe. Trebuie să luăm ouăle alea pe acolo. Hai că vedem. Trebuie să facem charcoal, oameni buni. Asta ne interesează. Uite aici. Altceva, domnule, avem și noi torțe. Finally we have torches. Bun. Nu mai mănânc eu rotten flesh, că nu mai am nevoie. Când vei începe breasla haiducilor? Da, cine a zis că o să începem breasla haiducilor? No. Un seed nou. Cine a zis că o să începem, ha? Colpir, te joci Minecraft Bedrock? Nu mai joc Minecraft Bedrock. Acum am început această serie nouă de Minecraft Survival Island Hardcore.
Survival Island Hardcore. Bă, sună bine, frate. Sună bine, sincer. Să facem aici o barcă și o să mergem puțin până acolo. Ia să punem și ăsta. Bă, iarăși n-avem destul de mult coal. Trebuie să mai fac. Bun. Acolo vom găsi ceva bun. Sper. Hopefully. Bă, dar noi puteam să luăm kelp, mă, și să-l folosim pentru combustibil. Mult mai bun decât așa. Na. Ar fi o idee bună să ne folosim de tot ce avem de pe aici. Oh, flint and steel. Enchanted golden apple. What the? What? That's some crazy, crazy stuff, man. Oh, nu, o să mor. Enchanted golden apple. Bă, deci insula asta e cea mai șmecheră. Win, win, win. That's crazy, man. Ai cam multe serii colpiraș. Cum adică? Despre ce vrei să vorbești aici? Adică ce vrei să zici? Că e rău? Voi care vreți mai multe serii. Nu vă mai înțeleg, bă, băieți. Bun. Obsidian. N-avem nevoie de obsidian. Sabia asta, cum să nu o folosim? Și aia. Folosim tot, frate. Deci cu aerul ăsta ce facem? Mai îmi fac un pickaxe la un moment dat. Cred că asta ar trebui să fac. Deci aici nu mai am nimic. Mă gândeam... A, da, și în cea din golden apple ăsta să-l lăsăm pe aici. Trebuie să mai tai copaci, să mai plantez, că nu prea am plantat. Voi chiar credeți tot ce zice Puff ăsta? Dar ce zicea Puff, bă? Ce zicea? Că n-am fost atent. Gold moment. Ce? Despre ce vorbiți? Colpirai serverul tău? Nu am serverul meu. N-am niciun server. A, da, am tăiat copacii aia de acolo. Hai să luăm. A, ok. E ok. Nu suntem pe ultra hardcore. E bine. O, uite că am găsit aici. Știam eu că mai am. O, și-am găsit și coal. A, e o zi perfectă. Salutare, Cristi. Bosane, mi-am luat membru. Mă bucur că ți-ai luat membru. Sper să te bucuri de member. Zicea și el că pe 1 martie apare bras la haiducilor. Astăzi zicea bătrânul Puf. Bagă aici, suspans pentru oameni, cine știe. Le dai speranțe oamenilor. Ce serie, zice cineva. Bă, da, ce greu e de săpat acolo, dar hai că încerc. Uite că pot. Mamă, ce bine. Spargem și ăsta. Gata, luăm tot coal acum. Ok, that's perfect. Mai era acolo bucată, dar pentru altă dată. Ok, avem coal, finally. Și acum putem să plantăm și copaci. E bine. Câte zile credeți că poți să supraviețuiți pe această insulă, oameni buni? Acum, să punem pariuri, să fie pariuri în comentarii. 1 martie 2025 apare breaz la hăziucilor? Nu știu ce să zic. Da, 1 martie, dar nu s-a anunțat anul. Yep. 350 de zile. 10.000 de zile, o zis cineva. Mamă, dar oamenii ăștia mă văd cel mai bun supraviețuitor de pe planeta Pământ. Uite cum găsesc eu ouă aici. Nu-i rău. Uite un delfin. Like pentru delfin. Am făcut 1000 de like-uri, oameni buni. Vezi că suntem la 200, parcă văd. Bă, dar câte ouă găsesc aici? 400 de... 2 zile. Bă, ce cu voi, că deja suntem în ziua 3, suntem bine. Colpiri la școala media 960 și s-ar putea să iau bursă. Oh, nice, felicitări. Avem un geniu printre noi. Bun, fii atent ce vreau să fac. Vreau să fac o schemă.
Dar îmi va trebui niște lână. Așa, bun, fii atent, o să facem unul de ăsta, niște carpeturi. 727 de like-uri! Oh my god, oameni buni, vă mulțumesc! Facem aici o groapă cu găini puțin mai mare. Perfect. Acum... fence. Thank you. Bine, în teorie era ok să fac cu un trapdoor, dar merge și așa. Bun, perfect. Acum mai dăm așa cu ouă. Și ulterior o să mâncăm noi niște chiquitas. Da, toate la timpul lor. Până atunci mâncăm pește și mere. Atât avem. Uite și măr de aur enchantat, of course. Of course, of course. Bun. Mi-aș face niște armură. Chiar mi-aș face niște armură. Și nu cred că e așa de rău că îmi doresc niște armură, nu? O să-mi fac niște armură, oameni buni. Pentru binele meu. Pentru binele meu. Scut avem. Mai facem acum încă un pickaxe de iron, maybe, și... putem să mai dăm o tură de minat, I guess. Ia stai să vedem cum o ducem cu... opa, primul wheat. Oh... primul wheat. Ia să mai spar pe aici. Joci Stumble Guys? Bă, nu prea joc. Am jucat la început, atunci când de-abia apăruse, dar da. Până și eu iau bursă. Bă, și eu am luat bursă. Când eram mic copil. nu eram mic copil. Bun. Bravo, felicitări, bravo vouă că luați bursă, luați-le banii, ok. Cheers. Ah, eu am fost la liceul economic, întreba cineva pe acolo, la ce liceu am fost. Bun. Asta zic. Și practic, cred că cel mai bine ar fi să mai fac încă un pickaxe din asta. Oh, nu, bă, de fapt, da, hai, las, pe ăsta l-aruncăm. Iau țeapă la facultate cu 5 proiecte în 4 zile? Bă, dar ăștia sunt nesimțiți, bă, băiete, bă. Cum să ceară așa ceva? Nope. Not ok. Not ok at all, my man. Bun. Suntem pregătiți să facem altceva? Să mai mergem în mină? Să mai dormim? Să mai treacă o zi? M-am supărat mai... ce? M-am supărat mai mare pe ei. Te-ai supărat mai tare pe ei. Eu sunt la liceu, dar pe profil economic. Da, e super tare. Yay! Economic. Yay! Da... ar trebui să mergem la diamante, nu? Sau să găsim un cave, ceva. Bine, dar cât am trișat eu puțin acolo, am văzut că nu prea este niciun cave, așa că... dar tot vom continua, tot vom continua acolo să fie treabă bună. A, da, și... încă o găinuță a ieșit, perfect. O să mai atrag niște găini, că mai sunt aici niște găini. Sau să le lăsăm pe alea să se plimbe. Să pară ca o viață bună. Păi că mai au încă una, asta zic. O să mâncăm. De-a găini o să ne plictisim. Cam viața reală. Bun, ce mai lăsăm pe acasă? Ca să nu avem prea multe prostii la noi. Eu zic că suntem ok. Am și puțin protecție pe mine. Am chest plate-ul ăsta. Am două săbii. Sunt bine rău. Sunt bine rău, băieți, mă duc în mină din nou după diamante sau ceva. Nu uita să aduci oi. Ce să fac cu oile alea? Ar fi trebuit să pun niște torțe, nu? Că uite, n-am pus nicio torțică. Ți-am zis de 10 minute asta cu diamante. Da, da,
Păi urmează, urma să facem și asta. La ce nivel suntem? La minus 14. Uite, avem de băgat. Prăjește kelp. Păi așa o să fac, dacă o să trebuiască să prăjesc mult iron sau whatever, o să-l prăjesc cu kelp. Poți să faci o mină mai departe de locul în care te afli acum. Normal că pot să fac și chestia asta, dar momentan vreau să am aici ceva pe insula asta. Să fiu bine bazat aici. Ne dai numărul Dani BH? Da, sigur, uite acum. Așa, intrăm Dani BH. Ok, nu o să vă dau numărul Dani BH. Pune torții că să nu te trezești cu o zonă de zombalei. Da-s scumpe torțele astea în momentul de față. Uite, bă, că dăm de aer în continuu. E bine, nu mă plâng. Nu mă plâng deloc. Tot nu ai pus Discord-ul în descriere, Colpir. Oh, shit, am uitat să pun Discord-ul în descriere la acest live. Îl puneam la episoade, dar la live am uitat să-l mai pun. Ah, e ok. Poți să zici, nu. Intru eu? Ce? Nu fac nimica. Ce edituri? Bă, nu fă edituri cu mine. Zicea cineva să zic ceva pentru un edit. Dar mi-e frică. Mi-e frică. Cine știe ce face? Hai, vin diamantele alea sau nu? Era un seed care avea 5 spawnere una lângă alta. Well. Ăla, da, seed. Seed-uri bântuite. De ce nu-ți iei un câine? Pentru că nu am găsit. Nu a zis nimeni în ce an pe 1 martie. Mamă, dar cineva e în spate rău cu comentariile. Blue se joacă cu moduri și spune doar minciuni. Spune doar minciuni, Blue? Wow, aflăm chestii noi. Ai vizionat One Piece? Nu, n-am vizionat One Piece. Iau bursă 1000 de lei. Bă, dar ce... Ok. Am văzut mai sus niște diamante. Bă, terminați-o, bă. Terminați-o, bă. Bă, prostiți aici. Nu vă mai prostiți. Ce fericit am fost când am văzut că pe 1 martie Breasla... Bă... Puf, o creat aici, o aruncat informații care nu sunt sigure. Sau... Da, nu. Hai, ignoră cu diamantele alea. Imediat le găsim, Stascan. Eu iau 500 de lei pe lună. Bine acolo. Decât nimic, decât nimic, tot e bine. Poți mânca kelp prăjit. Da, știu, dar mai bine mănânc pești, frățiorul meu. Sunt mai bune așa, mă umple mai bine. Te-am și mere. Viață bună. De ce nu ai fresh animation? Pentru că folosesc sodium și pe sodium fresh animation nu funcționează. Dacă ai Optifine, merge. Dar doar așa. Ai văzut Naruto? Nu, n-am văzut nici Naruto. Mă uitam când eram mic, dar după deodată nu m-am mai uitat și... S-a mărit și alocația. Wow. That's crazy. Cât e alocația acum, oameni buni? Eu am avut-o și 80 de lei. Și după cred că am avut 100. Bă, diamante, ce v-am zis? Trebuie să săpăm așa pur și simplu și am găsit diamante. Diamante în chat. Merge și pe sodium, o folosesc eu. Really, zici? Bă, la mine știu că nu mergea, dar hai că încerc. O să încerc, vedem sus imediat. 292 de lei alocația. What? This is so crazy. Mamă, câți bani. Bine, na, alte vremuri, alte chestii. 5 diamante la frățiorul Colpir. I'm rich now. I'm very rich. Mă duc să-mi iau un Lamborghini de diamant. Îți trebuie niște moduri în plus, măi, Colpir. Nu merge așa simplu. Atunci, păi zi așa, bă, pufule, zi până la capăt. Bine, dar vreau să știu ce moduri. Dacă îmi zici, aș aprecia foarte, foarte mult. Am să caut eu. Bine că mi-ai zis, măcar am să caut, o să văd. Că vreau și eu să folosesc Fresh Animation. Tot mă ofticam că nu pot să-l folosesc. Mă gândeam că nu merge, domnule, asta este. La, ce să faci? Colpir, cum poți să faci membru
Cum poți să mă faci membru? Eu nu pot să te fac membru, frățiorul meu. Trebuie să te faci tu singurel. Ce ai mâncat azi? Niște paste. Ți le dau pe privat. Mersi mult, mersi mult. Bun. Avem aici minus 59, nu la minus 59, oameni buni, la minus 58 se găsesc diamante. Și uite, mai să pun așa puțin la mișto, mai citim niște comentarii. Alea nu le citim la mișto, le citim cu dorință, cu pasiune, cu... Uite-l pe Herobrine! Nu, glumesc, fără Herobrine. Eu am mâncat fasole, bă. Hey, good luck, my friend, good luck. Puf, gata concediu, întreabă lumea. Colpir, ce-am pierdut? Ai pierdut multe, am supraviețuit deja de o oră, supraviețuim pe această insulă abandonată, suntem în ziua 4. Am avut primele zile, au fost șocante, erau monștri, erau, mamă, erau de toate. Eu zic să facem un stac de diamante. Da, s-a terminat. Ei, nu fi și tu dezamăgit acum, na. Gata, vacanța, acum la muncă. Ei, muncă. Să merg cu Dani în America Express. Ce s-a întâmplat cu Park City? Nu s-a întâmplat nimic cu Park City. Nu mai este, atâta tot. Bun. Eu zic că vin diamantele, le simt. Breasla e cea mai bună, se știe. Te uiți la Buzz House. Am dat eu un ochi, două acolo, am văzut ceva, dar nu-i prea pe stilul meu. Da, merge, erau câteva interesante. Dar nu urmăresc. Colpir, ai mâncat vreodată langoși? Yes, I did. Și mi-au plăcut la maxim. Dar voi ați mâncat vreodată Kürtosh Kolak? Făcut cu ciocolată sau cu glazură de ciocolată pe el? Hai în America Express. Mă chem tu sau cum? Da. Serios că ați mâncat? Mamă, ce norocoși. Știu că s-au adăugat și la noi s-au adăugat. Este un magazin, o tarabă, o cașcarabetă din aia cu chestia asta și voiam să testez. Cum e Kürtosh cu ciocolată? Era tare. Chiar o să încerc să văd dacă e bun. Bă, dar ce am dat la lopată zilele trecute? Holy shit. O nins tare la noi în Iași. A fost crazy. Mi-am rupt spatele. Cui trebuie sală? Cui mai trebuie sală? Nu-i trebuie nimănui sală, pur și simplu. Dai la zăpadă și ești mort. Zici că, e zăpadă, e ușoară, e... Ce-i cu tine? Ce-i cu tine, bă, băiete? Mai ales cum o nins în continuu? Not fun. Dar Puf nu face vloguri? Din câte știu eu, momentan Puf nu face vloguri. Poate o să facă cumva, ce știi? Haide bă, încă un diamant înainte să se strice pickaxe-ul. Asta e dorința mea, încă un diamant înainte să se strice pickaxe-ul. Dar e bine și 5 diamante, eu nu mă așteptam sincer pe acest live să facem rost de diamante. Deci eu tot sunt, o iau ca pe un win. Colpir, măcar o să fie o provocare interesantă în America Express cu Dani sau cu iubita. Wow. Nu știu despre ce vorbești, Sanara. Dar, da, provocare interesantă. Ce fain se aude tuful când îl spargi. Da, se aude mai interesant. Are un sound effect diferit. Care este minereul tău preferat? Am să merg pe diamante. Oh, s-a terminat. S-a terminat șmecheria, oameni buni. Am rămas fără pickaxe. Hai să mai punem niște torțe pe aici.
O să faci o casă de început? Să fac oare o casă de început? Da, aș putea să fac o casă. E noapte iarăși, ar trebui să dorm. Hai că dorm sus, vedem ce găsim. Poate găsim ceva interesant. Niște monștri răi. Ce are ăsta? Bane of Arthropods? Bă, n-ar fi rău să bat un spider. Poate avem nevoie de string sau ceva. N-ar fi rău. Vă place webcam-ul meu, oameni buni? Mamă, mi se pare că ceva e ciudat la webcam-ul meu. Ah, acum văd că ceva e ciudat la webcam-ul meu. Parcă e puțin cam ciudat shadow-ul ăla. Ah, e ok, bine că ai observat acum colpiul, cum să nu. E bine. Lasă-l așa, nu are rost să ne chinuim prea tare acum. Bun, casă în copac? Na. Hai să ne gândim, la ce fel de casă de început să facem, oameni buni? Ziceți-mi voi și eu mă apuc acum de ea. Mă culc așa, poate să sară creeper în cap, mi-am pierdut toată seria. Sunt Rambo Colpier, nu-mi pasă, paha. Cu 5 diamante, eliante, fulgi Colpier. Bine, gata, am scăpat. Uite-l mă pe urâtul ăla, mama că mă duc. Mamă, fii atent ce fac, fii atent. Ho! Mamă. Totul e în regulă. A, de tine aveam nevoie, prietenul meu, Spider-Man. Uite cum îi dau. Wow. Dar nu mi-a dat string, mă, nemernicul. Well, that's a bummer. That's a very, very big bummer. Un bunker, ia să vedem. În pământ, casă de lemn, casă în pământ, din bărci, fă un turn. Eu fac miercuri 11 ani, ok. La mulți ani. Eu aș face o casă simplă. Bă, câte ouă aici. O casă simplă la suprafață. Numai că nu avem foarte multe materiale cu ce să lucrăm. Suntem puțin limitați din punctul ăsta de vedere. Dar cred că o să ne descurcăm. Vreți să ne apucăm de o casă? Hai să ne apucăm de o casă, oameni buni. I'm down. Deci, e simplu. Pentru o casă o să ne uităm să vedem unde să o plasăm în primul rând. O plasăm așa puțin aici, mai... aici. Nu, că nu are loc așa mult drept. Trebuie să mai iau eu din teren. Trebuie să mai iau din teren. Ok, ok, pot să iau din teren. Nu mai am shovel deloc. Nu mai am, dar pot să fac. Ia lăsați-mă să fac eu un shovel. Eu zic ceva mic, de exemplu, o casă medievală. Facem o casă medievală clasică ca pe vremuri. Trebuie să dau ăsta puțin mai încet. Putem să facem ceva așa, la o construcție pe live, nu? O să încerc, nu știu dacă o să terminăm, dar... You gotta be kidding me, right? You gotta be kidding me, right? Nu pot să cred așa ceva. Fuck, man. This is so stupid. Cum, bă, băiete? Cum s-a întâmplat asta? Doamne, iartă-mă. Well, that was quick. De ce mă apucam de terraforming așa, chill? Și a venit un creeper pe la spate și mi-a dat mortala. Dar nu s-a așteptat nimeni, că era zi deja de jumătate de oră. Meme cu colpir, da. God damn it! No! That was... Ah, come on, man! Așa de repede. Dar-mi vine să o iau de la început acum. Dar nu știu ce să fac acum. Oh, man. Am zis că o să fie ca pe Captive Minecraft. Hai, come on now. Ah, Jesus Christ. Faltă serie și nu știe nimeni. Ah, fa.
Mai fă încă o hartă. Ia-o de la început. Nu e nimic, hai sus. Păi, întrebare. O iau de la început sau continui tot pe harta asta și mai îmi dați o șansă? Trebuie să facem un poll. Trebuie să facem un poll să vedem ce zic oamenii, că sunt foarte curios. Bun, deci unde se face poll? Ok, unde? Bam, așa, începe un sondaj. Ce facem în această situație, dragii mei abonați? Cum am murit așa? Cum? Zici cum? Așa, refac harta. Continui și ne prefacem că nu am văzut. Asta voiam să zic acolo. Mă rog, deci continui sau refac harta? Asta e întrebarea mea în momentul de față. Că pot să continui, pot să fac o schemă, să dau acolo, așa, știu eu scheme. Dar, ce votați, ca să știu? Oamenii merg înspre... Mamă, deja 133 de voturi, mamă, oamenii sunt nebuni. Nu uitați să lăsați un like, oameni buni, ne apropiem de 1000 de like-uri. 1000 de like-uri sună bine. Bă, da, știu ce fac data viitoare. Deci dacă rămâne să continuăm pe această hartă și mai îmi dați voi o șansă, îmi dați o șansă doar pentru că am murit așa, în mod stupid, că de altfel, sincer, nu o se întâmpla așa ceva. Dar știu ce fac. Pun torțe peste tot. Jur, pun torțe să nu mai văd niciun monstru. Bine, s-ar putea să fie monștri în mină, dar... Nu mai vreau creeper, frate. Jesus Christ! That was so stupid. Hai să mai așteptăm puțin să vedem ce zice lumea, ce votează lumea. Refac harta. Bă, sunt câțiva care vor să refac harta de la început, da? Na, nu știu. Mulți care zic că hai să-i dăm așa, nu mai dă de la început, că ne plictisim să iei iarăși lemn. Îți dau 10 șanse. Nu, 2 șanse maxim. Maxim, dar nu, dar oricum a fost inadmisibil ce s-a întâmplat aici. Rainbow Colpir never dies. Rainbow Colpir nu se întâmplă asta. A fost o neatenție. Ce neatenție? A fost pure ghinion. A fost ghinion. A fost ghinion. Din cauza la povestea cu moduri cu creeper. Să știi, sayonara, să știi. Ok, deci s-au adunat aproape 200 de voturi și lumea zice să continui aici. Așa voi face, oameni buni. O să dau Spectate World. Open to LAN, allow cheats, așa. După dăm pe Survival. Save and quit, single player, Survival Colpir. Ce-o mai fi asta? Survival Island Hardcore. Și am revenit! Mamă, creeperul ăla nenorocitul ăla de creeper. Nu pot să cred așa ceva că acum pun torțe pe toată insula să nu mai văd niciun creeper în viața mea, că eu voiam să fac o casă aici chill ca băieții, cu băieții, cu abonații, cu toată lumea. Ok. Let's make some torches! Torches, torches, torches. Bun. Să o luăm dintr-un capăt. Unul aici, o torțică acolo, o torțică dincolo. Bine, momentan ar trebui să fac asta pe timp de seară, că așa îmi dau seama mai bine. Dar nu contează, o facem de pe acum, pentru că vreau să fiu sigur că nu uit. Yep, yep. N-am refăcut harta, nu s-a întâmplat nimic, ne prefacem că n-am văzut. Ne-am hotărât toți acolo, a fost un sondaj de echipă de live. Și toată lumea a zis că, bă, am fost la baie. Am fost la baie când s-a întâmplat asta. Deci nu s-a pus. Așa-i? Măcar ați făcut o zonă pentru casă. Da, mi-a făcut fundația la casă, ești nebun? Deci mi-a făcut fundația la casă, creeperul ăla. Da, băia de treabă, ce pot să zic? S-o băiețașul. S-o băiețașul de treabă. Dacă pun pe aici, că prin mijlocul insulei nu vreau să fie niciun creeper. Așa, pe aici nici nu văd ce se întâmplă.
bun. Dar ce stupid a fost asta. O să rămână un meme cu mine. Dacă faceți meme cu mine, să mi-l dați mie, că aș vrea și eu să râd. Ok, bun. Reparăm ce o strica creeper-ul. Doamne ferește. Mi-au dat mortala, bă, când așa e pe hardcore, așa e pe hardcore, în caz de nu știați. În caz de n-ați jucat vreodată hardcore, așa e pe hardcore. Deci eu de unde voiam să încep să sap? Săpam aici, nu? Hai că sap asta toată. Păcat de albinele astea. Nu știu ce să fac cu ele. Cred că am să păstrez copacul și aia e. În schimb, am să scot copacul ăsta de lângă. Meme cu colpir, meme cu colpir. Oh, 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 facem o nouă secțiune în videoclipurile mele. Meme cu colpir, nu meme cu colpir. Mm. Nu rimează așa de bine, dar merge, na. Cel mai ghinionist YouTuber. Ah. Se putea și mai rău. Se putea și mai rău, ce să faci? Încadrez doar stupul în casă. Să încadrez stupul în casă? Nu cred că voi face asta. Trebuie să tai copacul ăsta cumva. Ia uite. Hai să dormim repede. De fapt stai. Hai să mai punem niște torțe. Că văd că încă e întuneric tare peste tot. Încă e destul de întuneric și se poate întâmpla asta oricând. Bine, dacă nu lăsăm creeperii să se spawneze, nu se va întâmpla asta, știi ce zic? Deci, totul depinde și cât de repede ne culcăm noi. Așa că hai să slipuim cât mai repede. Când o mănânci pe Chiquita, le mai las să se mulțească acolo, să fie mai multe. Și după. Momentan sunt ok cu peștucii mei. Sunt buni și peștii. Colpir, provocare 100 de zile pe creativ. Mă gândeam, am văzut și eu ideea de videoclip. 100 de zile pe creativ. Ar fi ceva interesant. Oare ce casă îmi vine să fac astăzi? N-am mai construit de mult. Hai să vedem ce o să iasă, că suntem și limitați cu blocurile. Tu ai inventat spoiler cu colpir și reclama cu colpir. Normal. Spoiler cu colpir. Ok. Taie copacul și lasă stupul. Nu las stupul așa. Lasă copăcelul acolo, că e frumos. Merge. Și aici băgăm casa. Hai să ne să facem forma casei. Trebuie să mai tăiem copacii oameni buni. Colpir supraviețuitorul. Da, lăsați-mă în pace. Nu mai faceți mișto. Ce YouTuber ești dacă nu citești comentariile? Cum nu le citesc? Dar crezi că vorbesc singur aici? Numai că nu pot să le citesc pe toate. That's a problem. Casa din dirt în loc de sticlă, frunze, please. No! Cum adică casa din dirt? Nu, nu-s de acord. Ce ziceți de piatra asta? Eu zic că o dă bine piatra asta. Oare ce lemn să punem, oameni buni? Punem lemn de ăsta pentru casă? Băi, du-te bă că e interesant. Hai ziceți voi că nu e interesant lemnul ăsta. E superb. E superb. Pe aici facem ușa, aici o să fie un geam. Și uite aici. Dar nu mai am pickaxe? Jesus Christ. Fă o fermă de monștri. Stați bă puțin să fac o căsuță, să stau și eu liniștit. Ia uite bă, ăștia îmi sară în cap că fă fermă de monștri.
Așteptați puțin, uite, Greater Romania, mulțumesc, mulțumesc pentru subscribe. Dați subscribe, oameni buni, dacă n-ați dat, că mă supăr și vă văd și vă blestem. Glumesc, nu vă blestem. Ce formă facem la această căsuță, oameni buni? Fă polished cobblestone. Mă duc să-mi fac unelte, că n-am unelte. Nu pot să lucrez. Nu pot să lucrez așa, domnule, nu se poate așa ceva. Mai luăm din astea. Facem una de asta. Diorite. Am putea să folosim și diorite, maybe? Nu știu ce să zic. Niște tuf. Dar parcă e interesantă combinația asta de culori. Hai că încerc să construiesc mai mult. Ca să-mi ziceți dacă arată bine sau nu. Faza e că pe colți parcă aș pune altceva. Dar nu știu ce. Ar merge un tip de lemn. Dar momentan noi avem disponibil doar lemnul ăsta. Mamă, ce construcții fac eu astăzi. Vreau să încerc ceva nou, gen, nu vreau să fac neapărat ceva ce știu. Vreau să încerc un stil nou. Aici parcă ar arăta mai interesant dacă s-ar duce lemnul așa, nu? Hai că facem și 1000 de like-uri, oameni buni, dacă ne chinuim puțin, dacă dăm acolo like-uri. Se face. Fă un far. Bă, asta mai încolo, că momentan nu am destule chestii. Nici nu știu pe o insulă câte chestii pot să obțin, gen. Pot să fac concret? Cred că da. Hai că am supraviețuit și în locuri mai rele, oameni buni. Sigur ar trebui să mă descurc aici, nu? Hai să terminăm cu forma casei, totuși. Deci aici am intrat în casă. Salutare, bună ziua. Facem o casă în formă de L. Simplă. Putem să facem o casă în formă de L. Bă, nu mai am lemn de ăsta de oak. Oh, well, that's a bummer. Nu mai am. Să fac un mic port. Hai că voi îmi dați cele mai mari proiecte și eu de-abia trăiesc. De-abia trăiesc aici și voi îmi dați proiecte de astea. Hai să-mi fac căsuța aia. Bă, las că vezi că arată bine căsuța. Numai că i-aș da altceva, parcă aș face altă formă, altceva, altă șmecherie, dar nici n-avem foarte mult lemn. Ar trebui să mai strâng niște lemn. Ia uite câte chestii avem aici. Avem wheat acum, that's great. Putem să mai plantăm. Voiam să iau hole și să plantez seed-urile astea. 3 lemne și gata. Bam, bam, bam. 1, 2, 3. O cazarmă ca pe ultra hardcore? Nu prea merge o cazarmă aici pe insulă. Nu? Parcă pe insulă nu merge o cazarmă. Să fie așa o cabană, o căsuță interesantă, o treabă. Dacă parcă muzica era prea încet, nu? Parcă. Dar asta e că mă duc înspre aceleași case pe care le-am construit de 10.000 de ori și parcă nu mai vreau să fac asta. Chiar nu mai vreau să fac asta. O să facem altceva. Doar așa. Hai să vedem cum ar arăta. Bun, aici clar vreau un geam. Podeaua întrepte. Culpirăj, fă una în formă de capa. Nu, no, că e prea complicat să faci o casă în formă. Cu terasă deschisă sus.
Ok, băieți, ok, mi-ați dat multe chestii de făcut. I will try my best, my friends. O să lăsăm geam de 1. Așa, podeaua, cu ce să o facem? Cu ce să facem podeaua, oameni buni? Dacă îmi ziceți voi cu ce să fac podeaua, eu trebuie să mai strâng lemne, știți, nu? Gen, chiar trebuie să strâng multe lemne. Cu diorite? Podeaua? Cobblestone nu pun pe jos. Granit? Andesite? Uau, era să cad în asta. Wow. Lemn de wood normal. Bă, nu știu ce să zic. Cu piatră? Sticlă. Diorite. Și eu mă gândeam la diorite. Să mă duc în Nether? Da, practic aș putea să fac asta. Cred că aș putea să fac asta. Acolo va trebui terraforming, my friends. Oh, da. A little bit too much terraforming. Hai că să zicem că e ok. Aici ar trebui ceva de genul. În teorie vine asta așa. Nu știu ce să zic despre colțurile astea, oameni buni. Colțurile astea nu-mi prea îmi plac. Vreți să vă mint? Colțurile astea nu-mi place, domne. Dar parcă nici fără colțuri nu o dă bine. Stone brick. Hai să încercăm ceva. Stai puțin. Fii atent. Deci, există o chestie numită stone cutter. Stone cutter. Cutter de stone. Una, două, trei. Pam. Punem niște lemn așa la mișto. Mai punem iarăși niște sapling-uri. Plantăm copăcei să avem aici, să tăiem, să-i distrugem, să poate alea să construim chestii mișto pe această insulă. Și ultima mea șansă. Dacă mai mor ca fraierul... That's it, man. That's it. Hai să dormim, să scăpăm. Colpir, hai te las. Baftă în continuare. Baftă, sayonara. Mulțumesc că ai venit pe livestream. Pune apă, apoi sticlă. Plank oak și birch log. Plank oak și birch log. Nu știu ce să zic. Vreau să schimbăm asta. Și ca să schimbăm asta... Cauți un editor video personal? Păi, eu tot caut. Dar nu prea găsesc. Bam, încă o găinuță, perfect. S-au făcut astea trei, Fii atent, facem asta, punem asta și avem acum un stone cutter. Stone cutter. Acest stone cutter. Să folosim aici chestii mai interesante, fiți atenți. Ce o să punem? Nu-mi place nimic. Tufu se poate pune aici? Încă nu. O să se poată pune la un moment dat, știți asta, nu? Au. Corect. Nu știu de ce acționez de parcă nu știu cum funcționează jocul ăsta. Nu merge cu din ala. Doar dacă transformăm ăsta în ceva de aici, nu știu... Asta deja arată prea ciudat. Dar hai că încercăm. E prea bunker. Nu-mi place. E prea bunker. Nu-i pe stilul meu. Poate pe jos aici. Aici îmi place, în interior. Și dacă pune și niște covoare pe jos... Aici îmi place. Dar pe părți... Pe părți cred că...
Nu știu, mă gândesc să fac și o combinație dintre astea două. Uite astea. Sau parcă e prea mare diferență. Da, e prea mare diferență, nu merge. Lăsăm doar ăla pe care l-aveam deja. Pam, pam. Și pe colțuri nu o să scoatem asta, că nu-mi place. Trebuie să mă gândesc la altceva. Și cred că știu altceva. O să lăsăm asta momentan, așa. Și dacă tai copaci din ăștia și îi pun cu... cu strip, o să fie interesant. Colpiraș, fă ceva cu diamantele. Ce să fac cu diamantele? O să fac un pickaxe. Mă gândesc eu, nu? Un pickaxe. Și după... poți să iau... diferite chestii. Poți să iau obsidian, poți să iau mai multe chestii. Pune apă, apoi sticlă deasupra. Nu știu ce fel de casă vrei să fac eu, dar na. Du-te după diamante. Tocmai am luat diamante. Câte diamante vreți să mai iau? Am luat diamante. Ia fi atent. Deci, acum punem așa. Una, două. Una, două. Ce zici de asta? Parcă e mai frumușică deja. Și pare o textură în plus. Înțelegi? Contează mult. Și arată mai bine, părerea mea. Eventual putem să punem... și pe colțuri aici ceva. Dar nu pot să pun asta că nu-mi place. Poate o să pun altceva. A, uite, pot să pun asta. Ia uite. Zi tu că nu o dă bine acum. Uite ce am făcut. Am făcut o nebunie, bă. Bă, lecții cu colpir aici de builder. Builder adevărat. Am lipsit mult? Nu, n-ai lipsit foarte mult. Doar o oră jumate. Da, băi, ai lipsit mult, ai primit absent. Nemotivat. Nemotivat. Bun. Nu știu cum va fi în casă, dar sper să fie mișto. Fii atent că eu deja fac casa, bă. Aproape e ridicată. Parcă aici e prea mult... loc liber și drept. De asta va trebui să facem ceva acolo cumva. Și asta parcă ar... nu-i... trebuie cu un bloc mai încolo. Nasol că nu am iteme de fier. Dacă aveam iteme de fier, poate era puțin mai rapidă chestia asta. Era mai bine. Dar ok, ne mulțumim cu ce avem. Un checker design pe jos? Na, e prea obositor checker design-ul, parcă. Deci, o să-mi trebuiască un topor. Avem și ăsta, very well. Mai facem câteva torțe. Ce mai trebuie să fac, oameni buni? Mai trebuie să fac de-astea polished? Cred că le-am. Le-am pe toate, nu? Nu o să mai folosim diorite, că nu prea se potrivește nicăieri. Dă să mai plantez. Totul bine. Este 1.20, este 1.21, oameni buni. Aproape am terminat meme-ul cu colpir murind de la creeper. Ok, ok. Și... mi-l dai și mie să văd, da? Fă un far ca să o să arate fain. Dacă fac un far, o să fac și un far, oameni buni. Dar numai că îmi trebuie concret, că nu fac eu un far de lemn așa ca toți fraierii. Facem un far mișto dacă facem, nu? Oameni buni, ce punem acum? Ah, da, ziceam că mă duc aici, iau asta, iau asta. Și mai fac din astea. Bun. Să adaug o mică parte de storage. Și face un storage afară, oameni buni. M-a săturat să am storage în casă, dar merge și în casă, dă-ți seama. Iată-mi că merge foarte bine această podea și dacă punem niște... covor roșu. Oh, da.
covor roșu o dă bine acolo. Ia fiți atenți, o să mai punem din astea câteva. A? Și aveam asta, fii atent. Culoarea roșii sigur o găsiți pe aici undeva. Ia uite. Colpiraș iubește creeperii, da, spre frații mei, cum de-ați ghicit? Ia uite, am găsit aici niște roșu. Pam, pam. Bă, nu avem vaci. O să avem nevoie de vaci la un moment dat, știți, nu? Adică nu neapărat, dar... Mă gândesc că poate avem nevoie de piele la un moment dat. Mă gândesc și eu. Unde este oaia? Poate și oile ar trebui să le leg. Dar n-au unde să plece, că sunt blocate cu mine pe această insulă. Ce te-ai jucat azi? Azi am supraviețuit pe această insulă. Supraviețuiesc de... Wow, ce-am apăsat? De 7 zile supraviețuiesc cu oameni, băi. Ia uite. Tundem oaia. Putem să facem carpeturi și deja să ne facem covorașul. Yeah. Mă, câte ouă am găsit pe această insulă. N-am găsit pe nicio insulă de ouă. For real now. Ce ai făcut de Crăciun? Uite bine, am stat acasă cu familia. Simplu. Simplu. Și am filmat. Cred că am și filmat destul de mult. Ia să punem noi pereții. Măcar atâta să știu că am făcut pereții. Aici cum facem? A, da, am zis că asta nu-i pusă bine totuși. Trebuia cu una mai încolo. Sper că o să trăiești 1000 de zile. Bă, eu încerc 1000 de zile pe ultra hardcore sau aici? Vrei și aici și acolo, am înțeles. Am înțeles. Bun, pam, pam. Pam, pam. Arată foarte bine până acum, mă bucur să aud asta, pentru că n-am mai construit de mult și mă bucur să aud că vă place. Bun, aici puneam asta, și am mutat și asta să fie echilibrat, cred. Colpiraș iubește creeperii, da. Da, am mai citit asta. Fă o bază pe apă. Nu, no, dar de ce dacă avem pământ? Ia uite ce frumos e aici. Dacă avem pământ, avem o insulă. De ce să străim pe apă? Ia uite că avem și vizitatori. Wow. Aici facem un de asta așa, să vedem Dita mai, să vedem apusul în fiecare seară. Mamă, ce frumos. Bă, vizitatorule, ce faci, mă? Bă, băiatule, unde ești? Ce-mi dai tu? Coral block, slime ball, glowstone, purple dye. N-am nimic, am frățiorul meu. Sănătate, mulțumesc. Mulțumesc, oameni buni. Nu uitați să lăsați un like, aș aprecia foarte mult dacă lăsați un like. Lăsați-mă să beau și o gură de apă. De Revelion, ce am făcut? Tot acasă am stat. Anul ăsta am stat acasă de Revelion. Au fost niște sărbători foarte chill anul acesta. Ceea ce e foarte bine. Foarte, foarte bine. Unde dormim? Dormim aici? I guess. Bă, ești din casa mea, te-am invitat eu în casa mea. Bă, unii au prea mult tupeu. Aici o să fie două geamuri, of course. Bun. Nu mai bea apă, please. De ce să nu beau apă, what?
What? Hai că asta e prima dată când o aud. Nu mai bea apă, please. Mă faci să-mi fie sete. Când mai postez Lego Fortnite? Bă, băieți, sincer, nu știu dacă să mai postez Lego Fortnite. Flaviu a donat 5 euro. Mulțumesc foarte frumos, Flaviu. Ce zice acolo? Salut, Colpir. Salutare, Flaviu. Mulțumesc foarte mult pentru donație. Apreciez foarte mult. Thank you so much. Ia să mai plantăm noi niște sămânțe. Ia uite că e bine, bă, băieți. Dar ce cauți live la ora asta? Sorry că am întârziat. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Ce să fac? Sunt și eu live. Fac și eu live-uri. Te-ai dezobișnuit de a vedea live Colpir pe... pe YouTube? Trebuie să mai tai copaci de bărci, man. Suntem aici pe o insulă abandonată. Și... încercăm să supraviețuim. Morgan. Nu s-a întâmplat nimic. Până acum am supraviețuit, tot a fost ok. Nu, să nu crezi că s-a întâmplat ceva anormal, să nu dai prin spatele live-ului. Tot a fost ok. Până acum tot a decurs conform planului, nu-i așa, băieți? Nu-i așa? Toată lumea e de acord cu mine. Mamă, încă o găinuță a ieșit. Păi de când n-am mai intrat pe unul, mă întreb cum am mai, cum de mai am moderator. Ai noroc, bă. Ai noroc. Ai noroc, atâta tot, atâta pot să zic. Bun. Trebuie să mai tăiem copaci de ăștia de bărci, oameni buni. A, da, și cred că până la urmă o să trebuiască să facem asta. Aie, oameni buni. Aie, o trebuie să o fac. Bă, lama nu trebuie să o omor. Asta, asta o să, o să... păstrăm o lama. O lamă păstrăm. Hei, ce-ar fi să mănânci o gură de iarbă? Ce zici? Nu-l credeți, am murit și am reînviat. Ce? N-ai treabă. Ai shader sau? Nu, n-am niciun shader. Colpir e cel mai bun, adevărat. Bă! Ce mă scupi? Ăsta e hater. Ăsta e hater. A, oh, uite-l, mă. Ia uite cum a mâncat. Perfect. Ți-ar trebui un butelie, da, sincer. Sincer, da, mi-ar trebui un butelie. Mamă, doar o bucată de lână. N-au bine. Facem de aia cu diferențe de nivel, să pară mai interesant, mai șmecher. O să vedeți voi. O să decorăm bine casa asta. O facem să fie frumoasă, tare. Dar în timp. Nu cred că o să reușim să facem totul azi, dar încercăm, încercăm. Bă, nu-mi place melodia asta, trebuie să o schimbăm. Oh, nu! Cine mă... bă, termină lama! Deci mă scuipă lama aia în continuu. Cred că va trebui să o omor. Jesus Christ, chiar vine după mine, ești nebun? Deci lama aia e culmea. Oameni buni, ne apropiem de suma de 1000 de like-uri. Și la 1000 de like-uri, ce credeți că o să se întâmple? O să omor lama. Dați like ca să omor lama asta odată. Wow, ăsta a fost un bug, nu știu, n-am dat eu. Bă, bă, du-te bă de aici că nu mai vreau să te văd. Dar parcă prea nesimțită era că tot mă scuipa, că tot că așa, că nu știu ce. Lasă-mă în pace, frate. Bun, mai tăiem niște copaci, sigur. Cred că am fost explodată de creeper. Karma, ai râs, ai râs. Ai râs când am, când am pățit-o eu. Vezi? Vezi ce se întâmplă? Wilson? Wilson nu este aici, oameni buni. Unde e Wilson? Nu știu, nu e aici, nu, e plecat, o să-l găsim noi. Trebuie să mergem pe mare să-l căutăm. Lama, 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 nu lama, ok. Citesc eu greșit. Sunt chior.
Deci avem două ouă, oameni buni. Avem una albă și una roșie pe care am colorat-o, ceea ce bine. Că putem să le mulțim ulterior. Așa, bun, perfect. Hai să facem câteva scări din astea. Glass ar fi o idee să facem, adică putem să luăm niște sand de aici. Și ne facem niște glass, punem la casă să avem și noi geamuri ca toți oamenii. Să nu dea scheleții cu săgeți în noi. Să nu pățim din astea. Punem aici, cred că mai ar trebui să mai iau. Mai fac o lopată. Ah. Cred că lui Wilson este foame. Probabil. Nu l-am hrănit azi n-am intrat să-l hrănesc. Bă, rămâne fără mâncare, vedeți? E nasoală treaba. Trebuie să găsim, să facem rost de mâncare. Am putea să omorâm o chichita de aici. Dar... nu știu ce să zic. Uite, bă, că tot am noroc și tot pică găini în continuu. Chiar e bine, e foarte bine. Putem să facem niște pâine. Chiar am rămas fără mâncare, deci hai să facem niște pâine, I guess. Două pâini o să ne țină pentru moment. Sper. Se face glass-ul. O să facem glass pâinuri, nu? Of course. Of course. Ar trebui să ții un câine IRL și să-l numești Wilson. Ar fi cute. Man, dar ar fi interesant. Chiar ar fi interesant. Bun. Bă, dar trebuie să facem ceva pe peretele ăsta, că nu putem să-l lăsăm așa, că e nasol tare. Așa, punem aici geam. Chiar ar fi interesant să facem asta. Să-mi iau un câine în real life și să-l numesc Wilson. Rip Chiquita? Ce? Nu, no, no, e adevărat. Ce încercam să fac eu, băieți, aici, ați văzut? Doamne, Colpir, ești ok? Vrei să faci o ușă din piatră? Unde te crezi aici? Pe Minecraft modat? Ia uite. Frumos, avem casă fără acoperiș momentan. E ok! E ok! Nici n-am idee cum vreau să fac acoperișul. Dar ce trebuie să ne grăbim să facem și acoperișul? Mai degrabă facem niște terraforming aici, că parcă vreau să mai construiesc ceva aici. Momentan, tot aici suntem mutați în teorie. Deci da. Hai să ne facem un pickaxe de diamond, oameni buni. Oh, yeah. Pickaxe de diamond. That's amazing. That's very, very nice. Glass. Ce să mai fac eu cu glass? Mai am aici niște glass. Deja inventarul meu e full, oameni buni. Adică, mă rog, toate itemele astea de aici. Da, nu mai am nevoie de nici de asta. Te plouă? Ce să mă plouă? Că nu plouă. Dar ar trebui să mă culc. Ar trebui să mă culc pentru că iarăși vine noaptea. A, da, voiam să iau dirt-ul și să mai fac puțină... A, mă plouă că n-am acoperiș. Aha, I understand. Aha. Uite că avem ceva dirt, e bine. Dar, ce voiam eu să zic? Nu știu ce fel de acoperiș vreau să fac. Dacă vreți să vă zic eu sincer, chiar nu știu ce fel de acoperiș să fac. Poate fac ceva gen cu acoperiș plat. Aici eu cred că o să implementăm o ușă. Băgăm o ușă aici. Da? Și am ieșit pe o terasă undeva...
Să văd și eu încolo ce e. Deci, da, va trebui să mai facem niște terraforming, dar e complet ok. Mi se spune că sunt unul dintre cei mai buni YouTuber la terraforming. Eu și Scar. Mi se șoptește în cască. Bun, deci aici va veni încă o ușică. Și e așa. Și cred că mai băgăm un geam de 2. Și iarăși două scări aici frumos. Și am făcut parterul, arată țiplă. Țiplă, țiplă chiar. Faci un por de lună, ți-e somn că parcă ți-e somn. Nu mi-e somn. Ai un ca like-uri? Oh. Bun, vă mulțumesc, oameni buni. Colpir, ce editor folosești? Folosesc, editez în Premiere Pro, poate asta vă aici să mă întrebi. Cred că asta vă aici să mă întrebi. Bun. Poți să te desenezi? Cu siguranță. Go ahead, trimite-m și mie după ce ai terminat. Ia că mai punem aici, bam, bam. Punem ușa, n-am luat ușa. Trebuie să fac și niște scări și bine. Hai cu 2000 de like-uri acum, da, let's go. De ce răspândești mi-s informare? Cinemaster? Ce e ăla Cinemaster? Că nici nu știu ce e Cinemaster. Bun. Am zis că mai fac din astea. Aici am terminat. Mai întreb una de asta. Eu zic că m-am descurcat destul de bine să supraviețuiesc pe această insulă, nu? Voi ce ziceți? Eu zic că am făcut o treabă excelentă. Am supraviețuit chiar bine, avem mâncare, avem ferma de animale, avem copaci o tonă, numai fier nu prea avem. Aici o dăm cam prost. Hai, încă o găină, încă o găină! No, no, nicio găină, fuck. E ok. 14 aur, 2 diamante, aceste 2 diamante putem să le facem, să le păstrăm pentru enchanting table, de exemplu. Ar fi o idee bună. Un enchanting table. Încă o găinuță, that's great. Nu mă duc după diamante, nu mai vreau. La ce strat se minează diamantele? Minus 58. Ar trebui să nu mai schimbește de la Minecraft stratul, că oamenii sunt confuzi, săraci. Nu mai știu. Pe vremea mea se mina la nu știu cât. Pe vremea mea se mina dincolo. La... Vezi? Fiecare cu vremurile lui. Fă o fermă de găini. Avem o fermă de găini, nu vezi? Ia uite că facem acum și ferma asta de wheat mai mare. E bine. Tu te uiți la comentarii, Colpir? Tu ce crezi? Că vorbesc singur aici? Normal că mă uit la comentarii să văd ce ziceți. Care este părerea voastră despre anumite serii sau chestii de genul ăsta. Bun, deci cred că am putea să ne mutăm în casă. Nu? Punem aici un shelf, o treabă, șmecherie. Aici afară putem să mai punem câteva chestii de depozitat. Aici mă gândesc să fac o mică terasă. Dar da, uite, o să fac asta ca să-mi amintesc. Sunt copii pe chat. Probabil sunt copii pe chat, da. Bun. Avem aici. Ce o să punem? O să folosim astea. Facem niște bețe.
fans. Luăm din astea. 306k abonați. Da. Foarte mulți abonați noi. Bine ați venit, abonaților noi, dacă e primul vostru live. A cui e primul live? Cine a venit pentru prima dată pe live stream? Și prima dată când mă vede pe live stream. Ia să vedem, hai să vedem dacă este cineva. Este cineva? Cred că aici o să lăsăm cu două. Eu. Bă, serios, așa mulți oameni? Bă, nu vă cred. Așa mulți noi? Bă, bine ați venit. Mă bucur că sunteți aici pe live. Sper că v-a plăcut primul live pe care l-ați văzut vreodată din viața voastră. De la mine. Wow. Sunt onorat. Bine v-am găsit, oameni buni. Nu uitați să lăsați un subscribe. Aș aprecia enorm dacă faceți asta. Ia stai să vezi cum fac aici așa. Fă o grădină cu o mare. Stai, bă, băiete, unde te grăbești, bă, că avem aici de muncă, de bea fac o de asta, cum se numește. Fans, încă două de asta, bam, perfect. Acolo va veni, oameni buni, o terasă superbă, aici o să ne bem noi cafeluța de dimineață, bam, bam. Vedem cum facem, cum le conectăm. Dar vreau să fie ceva de genul așa mai lăsată pe o parte, da? Perfect. Dar da, va trebui să mai tai o grămadă de copaci. Dar e bine că tot o crescut aici pe unde am plantat. O crescut chiar foarte mult. Bă, nu mai minți, bă, Semmer, chiar dacă sunt abonat de 2 ani, totuși ăsta este a doilea live al meu. Wow! Ah, ok, să înțelegem că n-ai primit notificări. Pentru că te-ai abonat, dar n-ai activat clopoțelul cu notificări. Asta e problema. Salut, Colpir, scuze de întârziere. Nu e nicio problemă, Fionix, da? Numai că aproape se termină live-ul. Dar partea bună este, oameni buni, că rămâne acest live pe canal ca să puteți să îl urmăriți și mâine, duminică, o zi de relaxare. Cum a fost și astăzi o zi de relaxare, dar și mâine va fi o zi de relaxare. Deci, da. În caz de nou ați apucat să vă uitați la live stream astăzi, puteți să vă uitați mâine. So, yeah. That's perfect. Eu tot live-ul am scris asta. Cum la tine în 2023? Da, dar faza e că niciodată n-ai scris-o corect și parcă nu mi-a venit să-ți răspund. Cum la tine 2023? Cum a fost la tine în 2023? Cum a fost anul tău în 2023? Cum a fost nu știu ce... Puteai să o formulezi altfel. Am văzut de câteva ori. Cum la tine 2023? Cum la tine? Glumesc. Mai au și eu de voi. Ce vreți să fac? Mai au și eu puțin de voi. Mai râde, mai glumim, mai alea, dar eu deja mi-am făcut inventarul full aici. Mai am. Dar e bine, trebuie să mergem la minat de iron. Faze că n-am găsit nicio... De asta cum se numește. N-am găsit nicio mină șmecheră să stau să minez. Fă un castel mini-modern, Și tu acum, domnule. Deci am fost la aia. Am fost la ruina aia de portal. Mai este vreo ruină de portal pe lângă? Nu este nimic, suntem singuri pe insula asta. Suntem singurei pe insula asta, da? Măcar v-am pe voi, oameni buni, măcar v-am pe voi. Avem aici o căsuță, poate o să punem și un far acolo. Viață bună o să fie. Viață bună o să fie, numai să dăm și noi peste o mină ceva, că ar fi mai drăguț. Pam, 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 pam.
N-are și el free cam. Bă, free cam-ul e mișto. Chiar e foarte mișto free cam-ul. Ia uite aici. Mai facem ca două pâinici. Mamă, să stăm bine pe pâinici, oameni buni. Cred că va trebui să omorăm animalele. Cred că va trebui să omorăm animalele astea. Pam, pam, pam. Ce-am ratat? Bulking. Bulking season. Aproape trece bulking. Na, de fapt nu trece bulking season. Până la vară mai este. Până atunci dă-i cu bulking. Brasa hăduncilor, nu mai începe, nu mai întreba, s-a dus gata. S-a dus gata, s-a dus, a plecat. Nu o să mai fie. Poate o să mai fie, bă, bă Morgan, mă, bă Morgan. Poate o să mai fie, cine știe. Trebuie să punem torțe pe aici, pe lângă fermă. Ca să crească mai repede. Trebuie să mă duc în casă să mă culc acum, Jesus Christ. Să știi că ne ai pe noi, oh. Mulțumesc, oameni buni. Cu cine colpir? Cu Bebe Silent? Da. Nu știu. Nu. Maybe. Nu. Clar nu. Nu mai sunt youtuberi. De erau, din păcate. Mamă, ce triste. De ce, bă? Bă, nu mai fi trist. Lasă, lasă-se. O să treacă, o să treacă. Nu mai fi trist. O, Fiorix este membru de 16 luni. Cam puține luni am făcut. N-ai treabă. 16 luni e... E bine, e bine rău. Respectabil de bine de rău. Da gata, bă, că cred că am destul de mult lemn de ăsta. Am strâns destul de mult. Dar uite ce am găsit aici, Enchanted Golden Apple. Bă, băiete, ești nebun. Dar, oameni buni, cred că aici se va încheia și live-ul acesta. Un live destul de bun. Nu s-a întâmplat nimica pe la jumatea live-ului. Nu, să nu vă uitați. Ne prefacem cam uitat de chestia aia. Dar da, a fost un live așa de weekend. Am zis că vreau să fac în fiecare weekend câte un live de 2 ore, 3, poate o oră, poate 4, depinde, depinde cum o să mă simt. Dar astăzi cam atâta a fost. Vă mulțumesc foarte mult. Sper că v-a plăcut acest live stream, sper că vă place ideea asta cu insula, supraviețuire pe insulă. Eu zic că am făcut progres destul de mare pentru un live stream și cred că weekend viitor continuăm așa. Și dacă e să mor, dacă e să mor, o să am pregătit o altă idee. În caz de voi muri, să schimb ideea în timpul live-ului sau ceva de genul. Că mă gândesc să mai fac chestii de astea. Vreau să fac live-uri în care fac challenge-uri, practic. Aici au fost challenge să supraviețuiesc pe această insulă, pe hardcore. Și după cum bine vedeți, am făcut-o destul de bine. Adică nici nu știu ce să zic. Adică pot să o continui până la nesfârșit de acum. De fapt, nu știu, nu chiar. Dar da, mă gândesc. O să vă întreb. Poate o să fac un poll pe comunitate. Vreți să fac alt challenge pentru live-ul viitor? Sau o să continui tot cu ăsta? Că eu pot să continui tot cu ăsta. Dar da, mă gândesc cum o să facem și o să vedem. O să vedem. Că eu vreau să fac challenge-uri pe live. Îmi place să am așa ideea asta. Am dat drumul la un live, fac un challenge, supraviețuiesc în baie mult înghețat. Dar practic eu ce am reușit să... Pe acest live am reușit practic să supraviețuiesc pe insulă. În teorie. Gen, mi-am făcut mâncare, mi-am făcut tot ce trebuie. Da, o să mă gândesc. O să mă gândesc. Vă mulțumesc cu oameni buni că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut live-ul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like dacă l-ați făcut până acum. Eu o să intru în căsuța mea aici frumos și o să stau chill. Da. Gata, v-am lăsat. Plecați. Să nu vă mai văd. La revedere. Pa, pa, oameni buni. Să aveți o zi faină în continuare. O seară faină în continuare. Un weekend fain în continuare. Ne vedem data viitoare. La revedere.